Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat astăzi la Teatrul de Artă din Deva o manifestare cultural-educativă, menită să marcheze Ziua Internațională a Femeii. Anul acesta, evenimentul s-a desfășurat sub genericul Scriitoare câștigătoare ale Premiului Nobel pentru Literatură și a adus în atenția publicului cele 17 scriitoare care au fost distinse cu Premiul Nobel pentru Literatură. În fiecare an, la începutul lunii martie, atunci când sărbăm Ziua Internațională a Femeii, tematica manifestărilor noastre culturale este legată de prezentarea unor personalități feminine, române sau străine, femei ilustre care au avut contribuții remarcabile în cultură, literatură, artă, sport, religie, științe politice și așa mai departe. Aportul pe care unele femei, de-a lungul a mai multor secole, l-au adus la dezvoltarea societății umane este imposibil de ignorat, de aceea marile figuri feminine ale lumii trebuie să fie cunoscute, prezentate, popularizate, dar mai ales respectate și admirate. Tema aleasă în acest an pune în lumină cele 17 scriitoare care au fost distinse cu Premiul Nobel pentru Literatură. Sper din tot sufletul că această amplă prezentare să-i determine pe elevii prezenți în sală să vină la bibliotecă, să caute cărțile acestor scriitoare, să le împrumute, dar mai ales să le citească. Pentru că orice lectură este un pas important spre formarea unei culturi generale solide. Într-un bine documentat material, fiecare scriitoare laureată Nobel a putut fi cunoscută de către cei prezenți care au aflat lucruri interesante despre viața și opera literară a celor 17 autoare. Ca de obicei, la astfel de evenimente culturale educative, publicul a fost format în mare parte de elevi de la colegiile și liceele din Deva, care au putut afla astfel informații ce nu li se predau la orele de curs. Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva a organizat de fiecare dată astfel de prezentări cu subiecte ce nu se studiază la școală, latura cultural-educativă a acestui gen de evenimente ocupând un loc central. Cum ți se par acțiunile organizate de Biblioteca Județeană pentru voi, tinerii? Super, nu știu, adică ne ajută să ne dezvoltăm opiniile în legătură cu activitățile. Ai folosit vreodată în activitatea ta școlară vreo informație pe care ai obținut-o venind la acțiunile bibliotecii? Da, au mai fost noțiuni de cultură generală pe care le-am folosit și care mi-au rămas în minte de la alte activități. Mi se par foarte binevenite în rândul tinerilor. Cu siguranță aceștia organizează tot felul de activități care au scopul, inclusiv în educația noastră. Sunt deosebite, sunt frumoase, sunt acțiuni de cultură, iar acest lucru ne bucură foarte mult și ne-am bucurat dacă ar fi mai multă lume și dacă elevii ar veni singuri, din propria inițiativă cei mai mulți, pentru că și așa ei nu citesc în general, decât o parte dintre ei, ar trebui toți să fie, cum să spun, bucuroși că au asemenea posibilitate. Felicităm pe domnul director pentru că nu este prima acțiune de cultură pe care organizează biblioteca și într-adevăr vă spun că niciodată biblioteca județeană nu a fost atât de deosebită în ce privește acțiunile pentru cultură în Deva. Mulțumim frumos! Să fiți sănătoși! La sfârșitul prezentării, cei mai atenți, interesați și conștiincioși și care au răspuns corect la întrebările puse pe tema prezentată au primit premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană.